pornesc cu bicicleta sâmbătă seara de la marginea sătucului Azeitau spre marginea continentului la ocean. Pe hartă scrie că am vreo 20 km de făcut. Mă duc singur, să văd dacă pot. M-am abătut de la drumul național și am dat în foarte scurt timp de un prim obstacol natural. Un râuleț destul de murdar ca la noi, dar măcar nu miroase urât decât a oi și de drum de țară cu nisip care e foarte greu de pedalat ca pe plajă. Dacă ați încercat vreodată, să vedem, mamuș, unde am ieșit. Eu trebuie să țin calea spre apus, spre Asfințit, ca să iasă rima. Aventura e abia începută. Sună frumos. Cimitirul nu mă mai interesează, mai ales că mă grăbesc să ajung la ocean. La crematoriu v-aș duce, dar mă tem că, mă repet, am fost iarna asta pe aici, prin decembrie, ianuarie, nu țin minte când, și m-am lăudat că am un loc de refugiu în caz dacă mor de grabă până să faci crematoriul la Chișinău. Așa că mergem înainte, înspre soare, la Asfințit, spre Oceanul Atlantic. Am vreo 10 km de când am pornit. Am mers mai mult pe drum de țară, cam de acolo de unde lucesc satele și alea, până aici. Și am găsit iată gunoi ăștia la marginea zonei forestiere, de fapt o livadă de pini și de copac de plută. Și vedem gunoi ăștia, asta destul de îngrijit, cum necum. Să duc materiale de construcție, se depozitează probabil pentru o ulterioară evacuare. Și alte materiale, ca să nu se scurgă, sunt depozitate în containere. Ceea ce e altceva decât la noi. Ia recunoașteți. Că e strada fontanelor, dacă nu interpretez eu greșit limba asta a lor. Undeva într-o localitate rurală. Și un omulean care se plimbă cu bicicleta, dar cu niște roți foarte mici. Parcă e bicicletă de copii. Ei, dar se plimbă om cu ce are. Mă grăbeam să pornesc la vale, după ce am verificat harta. Dar m-am oprit imediat pentru că am găsit strada pe care merg eu acum. Strada emigrantului sau emigranților, nu știu cum s-o fi tradus. Aici nu prea am cum să greșesc. Așa că e tare simbolic locul pe unde mă plimb eu. Și tot pe strada emigrantului, la doar vreo 50 de metri, găsesc o turmă de capre care pasc sub copacul de smochin după gard. Și de la ele se auzea muzicuța asta cristalină, zângănit de clopoței. La fiecare intersecție ești prevenit că ajungi în zonă protejată sau în zonă de proprietate privată. Ești rugat să nu pui în pericol de incendii natura. Ceea ce înseamnă foarte bine. Oamenii nu pretindă după aceea că nu au știut. Și tot aici vedem că se fac drumuri asfaltate la margine de sate. Foarte frumos. Poate nu o să mă credeți, dar aici la marginea pădurii se face nu doar drum asfaltat, dar și sistem de canalizare. Și toate comunicațiile se trag sub pământ. E adevărat, nu foarte adânc, că la ei nu îngheață, ca la noi. Dar se investește în civilizație. Cu toate astea, eu am nimerit în prima fundătură.
când deja s-aude drumul național, speram că am ajuns la un reper bun cunoscut. Ia că te-am cu bicicleta oprită în drum. Trebuia să o duc de coarne. Statuete de gheps de care vrei. Pentru orice gust chicios. Și pe aici era, se pare, cu un restaurant care îl impresionează pe Ghiana cu numele lui. Dar deja nu-l mai văd, cred că am trecut de el. Oricum, am ajuns la rondul dorit și acum trebuie să fac stânga, unde e avionul acela, nu știu dacă îl vedeți la orizont. Încolo trebuie să ies. Am 12 km în 35 de minute. Bună treabă. Dacă nu mai rătăceam să intru prin pădure și pe drum nisipos. Nu-i prea potrivit drumul ăsta de pădure pentru pedalat. Marginea carosabilului taman sub copaci. N-ai unde să te ferești de mașini. Ei merg cât merg în spatele tău. Și dacă nu te abați uneori într-un refugiu de ăsta, poate să riști o depășire periculoasă pentru ei. Să lovească o mașină din sens invers. Ori poate chiar să te implice și pe tine, biciclistul, într-o astfel de accident. Cred că ai ieșit la Lagoa de Albufeira în mai puțin de o oră. Ai mei cu mașina, e posibil încă să nu fi ajuns. Ia o scuză că e copilul mic și plânge. Și-s mulți până să pregătesc, până să înghesuie în mașină. Dar și eu am o scuză, că singur mă duc unde vreau, puteam să mă și rătăcesc. Vreo 20-25 de kilometri, mai puțin de o oră. Asta da, performanță. Cu bicicleta lui Costea. Până acum mă plimbam cu cei roșii, a Olgăi. Azi am încercat-o pe asta, care ieri a rămas fără lanț. Pentru care am cumpărat asta noapte, aseară. Na, Costea au cumpărat cu Olga lanț nou de la Decathlon. Azi încercăm să prindem apus de soare pe malul oceanului. Oare cum o fi oare? Mă abat o leacă de la drum. Intru în laguna asta și ca observator de păsări. Probabil din asta, de apă. Mai știi ce alte păsări găsesc ei? Dar cred că nu o să pot merge pe aici, că e închis drumul. Și gardau. Bun, mă întorc la drumul național. Ia uite, au și căsuțe pe pinii ăștia enormi, căsuțe pentru păsări, construite de om, pentru cele care se lenevesc să ape scorbură. Câte nu face omul ca să arate că e superior. Văd eu cu drumul e liber și umbra bate bine și m-am gândit să nu pierd ocazia să mă filmez dintr-o parte. Așa e când ești singur la drum. Trebuie să te autodeservești. Eu sper că pe aici pot să ies la Lagoa. Dacă pe acolo, pe la observatorul de păsări, nu a fost posibil. Dacă mă rătășești pe aici, tot e bine. Mai câștig o experiență, ceva de filmat. Și o să știu că pe aici nu se poate. Să le spun și altora. Ups! Drum prin nisip. Foarte dificil. Dar e ca copaci îmbrăcați,
în Portugalia, încă n-am văzut. Ce eu fi îmbrăcat așa în roșu? Că sperii fantomele. Sper că sunt fantome pe aici, altfel de ce ar veni turiștii? Am ajuns iar la obstacol natural, la un râuleț de apă dulce, peste care ar fi trebuit să trec, cum mi-a sugerat Costea. Acolo, la drum, dacă treceam, era mai ușor, da, așa? O să trebuiască să-mi scald sandalele pe aici. Și pare să fie mâl, moale. Ce să-i faci dacă nu-i cap, vai de sandale. Așa. Gospodarul, badi, gospodar. O să mai scald ce mare azi. Sper că măcar am ieșit la drumul bun. Unul ori una e cu căruță de copii acolo. Dar unii femei cu căruță de copii. Căruță de copii, de fapt, e un elicopter pentru copii. Dar ăsta mărișor și se joacă. Bravo, domne! Așa trebuie. Găsit un drum, sper că mă duce unde trebuie. Dar până să ajung eu o să văd un prim apus de soare, ia câtele. S-a dus soarele după noi. Mai trec un râu, dar deja peste pod, cred că. Aha, un podeț. Bun. Și aici stăm în apă. Paradox. Unde era apă, nu era podeț. Nebănuite-s realitățile portugheze. Am ajuns eu la laguna asta. Dar nu prea bine, cumva am intrat din coadă direct pe plajă. Și aici m-am înglodat. Pentru că e nisip. Și nu știu dacă mai prind apusul de soare cu tot familionul. Văd că mulți trăiesc în rulote aici. Dar totul e organizat, trebuie să fii după gardul acela. Probabil n-ai voie pe spațiul public să campezi. Bine, o să știm. În sfârșit m-am scăpat la drum civilizat. De lemn sau iată de caldarâm. Că acolo pe nisip acela poți să mergi numai dacă crește iarbă, dacă sunt pietre, dacă e ud, pe plajă, pe marginea apei acolo. Sau dacă sunt măcar aci de pin. Altfel e ca noroiul nostru. Sau ca praful gros de pe drum. Te împotmolești și acolo rămâi. Am înțeles cu ai mei să vină pe plajă. De la Lago Albui Fera. Și nu-i văd. Înseamnă că am ajuns înaintea lor. Chiar dacă am mers mai mult de o oră. Și eu estimam să ajung într-o oră. Albufeira. Lagoa. Să mai vedem și în capătul parcării. Este, dar dacă nu-s și nu-s, apoi sunt triumfător. Băi, cu două roți v-am întrecut. Da, frumos aici. Unde se îmbină apa oceanului cu apa râului. Că zici de toate culorile. Una mai fercheșă decât alta. Minunat. Toată lumea e plecat acasă. Locuri de parcare câte vrei. Majoritatea sunt portughezi, nu prea vezi străini pe aici. Chiar judecând după numerele de mașină.
E prea adânc fundacul ca să se bage turiștii. Decât de ce amatori de extravaganțe. Și tot nu văd eu mașină vișinie cu seria LZ, îmi pare. Așa că eu sunt primul. A ajuns pe plajă la Oceanul Atlantic. Încolo, în dreapta, e Lisabona. În stânga, e Setúbal. Marginea continentului european. La sfârșitul zilei de cât ea, 10 august 2013. A, uite și lăzău. Samcă-i mei au ajuns. Să vedem umbrela colorată. Găsesc. Gata, i-am reperat telefonic. Altfel, la soare mă puteam uita. Despre locul aflărilor, ba. Am ajuns într-o oră 23 de kilometri cu bicicleta. Până am dat din nisip. Mai departe e greu din nisip. Gata. Neamurile se uită la sfințit. Ia câte lăi soarele. Gata. Se duce după. Neamul meu cel mai apropiat, fratele, fotează. Și încă cu trepied și cu bliț contra soarelui. Și cred el că o să prindă cu blițul. Aici e fără bliț, cred. Direct în apă. Mă duc și eu în apă, poate avea și ne opri camera asta.
Ce fie cu tine? Parcă la mare. Nu trebuie apă în urechi. Cât ai pedalat? Acela e Cabo. E Spișel și ăsta e Cabo de Roca. 23 de km. Într-o oră 20. 22. Cel mai mult am mers pe aici până sim. Am avut din prudență să mă bag în plajă cu bicicletă. Oricum n-aveai lanț. Cum? De rezervă? Da, să o legi. A, nu, da. Ai mei pleacă. Clingheați copchilul. Dar bicicleta mea nu îngheață, așa că eu mai stau. Mănânc o banană. Coaptă, răscoaptă, cum îmi place mie. Alta mai rămâne pe drum. Dacă mi-o fie foame. Mai am semințe de bostan. Nu mă prepădesc eu. O să mă duc și până la capătul lumii, nu numai până la capătul Europei. La Cabo de Roca. Dimineața pungile astea de gunoi, saci, flutur în bătaie vântul. Dar seara, după o zi de plajă, mai ales sâmbătă seara, iată, pline, arhipline cu gunoi. E bine totuși că lumea nu aruncă gunoi pe plajă. Înainte de a porni la drum, să filmez luna nouă, ca o secere. Și haida spre casă. Iată. Pornesc la drum. Vreau să ajung într-o oră, nu într-o oră 20, cum până am. Dar ești la drum, e mai simplu. Abdeam, mă duc pe dreptul, nu mai duc pe nesip. Și am sper să ajung într-o oră. Îmi propun așa un record personal, mie. Nu bate soarele la cap la mine. Că și ideal mărișor încolo, dar o să încerc să eu mai de drept. Când am venit noi ieri? Sau îi mai este și pe la fornul sau ceva mai este stânga? Cum i-am dus noi ieri acasă, așa e cel mai bun. Dar și noi tot pe la acolo, pe la altul, cum o la... O oră 22, 23 de kilometri până aici. Să vedem cât s-a și înapoi. Am pornit. Davai. De la mine este. V-am pupat. Unde? La Lagoa de Abolfeira. Iha! S-ar putea să ajung înaintea lor. Măcar de data asta. Măcar mai repede decât excavatorul ăsta. Merg oare? Sper că da. Din lipsă de lumină și de hartă, m-a rătăcit. Dacă n-am vrut să o iau pe drum, am luat-o prin păduri. Și acum mă gândesc să mă duc acolo unde se aude muzică. Să văd o feșta din alt sat. Care o fie ăsta nu-mi dau seama, dar acuși o să văd. Direcția văd că e direct spre nord, spre Steaua Polară. Am început filmulețul ăsta la marginea localității Azeitau și îl termin la marginea comunei, la intrare în conglomeratul de sate cu numele Azeitau, din care am pornit cu vreo 2 ore și ceva în urmă, 3 ore în urmă, spre vest, spre ocean. N-am îndeplinit niciunul dintre planurile mele să ajung înaintea familiei pe litoral și să ajung într-o oră înapoi, pentru că am luat o hăiță prin păduri, m-am rătăcit și vorba dictonului popular,
Dacă te duci pe de-a drept, ajungi mai greu. Dacă te-ai fi dus prin prejur, poate ajungi conform planului. Altădată poate așa o să fac. Mâine sau luni mergem la Lisabona. În nord. Cât am? Aproape 40 de ani. Și distanța pentru azi? 46 de kilometri în aproape 3 ore. Yeah. Săraca hartă deja s-a șters. Offline nu merge. Și în mod rușinos m-am întors cam pe același drum. Dar am și rătăcit ca băimatic prin păduri. Prin livezi, prin grădini, oameni. Da. Dacă mă întorceam pe de-a dreptul, poate aici mai repede. Dacă am luat-o... Nu, dacă o luam prin prejur, aici mai repede. Mi-a scurt. Nu bun. Adică, bun. Fain. Pentru mâine mai vrei la drum lung? Da, hai să cucerim setubalul, ca să facem exercițiu pentru luni. Și să cucerim Lisabona, bicicletele.